de bugată, nu mai pot ține în mine. Trebuie să spun adevărul. Hai spune adevărul că eu înregistrez. Ma tata ai dus la sanatoriu la Vadul Vodă. A, nevasta să te însoțească, să te ajute. A, să încep vorba de la început. Nu, da, dar ce așa e început? Eu am spus pentru mata, nu? Că te-ai dus la sanatoriu, ai luat și nevasta să te ajute. Și da? Ești că nevasta n-are și că ta, că e bolnavă. Da. Că e diabetică. Nu diabetică, e la dializă. E altceva, mă tin că mi-ai mai spus, mă, dacă e altceva. Oricum, și ea s-a dus acasă și a rămas mă ta singur. Da. Și care e problema? Că ai nevoie de ajutor, că te alungă și pe mă ta sau cum? Da. Oți că, oricare nu se dă voie ca cum eu, e invalid și singur. Iată cum e socoteala. Da. Și de-abui n-am paniate, dacă... Mă mai fugărești pe mine și din coașe două ptiofi și duc în râpă, o aștept 3 ani jumate și îi zbat joc de tine. Dar vezi că ai sunat la minister. Ascultă, dimineață când m-a chemat pe mine în cabinet la dânsa, la director. Sau chiar directoarea. Directoarea m-a chemat în cabinet la dânsa. Da. Și ne-au lămurit situația în diferite socotele. Eu am obidit-o și în stânga și în dreapta. Mai înțeleg și eu niște lei și acolo. Da. În ultimul caniet ne-a spus că scat un om din sat și îi dă mâncare, îi dă tăt, spart, să doarmă, numai să vii. Dar de lecuit nu-i dă voie. Înțelegi? Da. Deci să vină un om sănătos la sanatoriu, că cel bolnav nu l-a primit, l-a trimis acasă. Da. Dar chiar să vii și bolnav, știi? Auzi? Nu-i dă lecuire. Înțelegi? Dar măcar să odinească o lună sau două săptămâni cât stai mă acolo. Eu înțeleg, dar știi cum e situația? Oamenii nu sunt sat, băi. Nu. Da, da. Nu sunt oameni. Știi? Și nici n-ai pe cine găsi. Mai ales pentru așa ceva. Dar măcar mătaliți fac tratament? Mie îmi face, dar dacă mă fugărești, sunt mântuit. Pentru că ești singur, nu te lasă. Dar pe nevastă nu a lăsat-o pentru că e cu dializ. Da. Ascultă, e făcut dializ la băl, înțelegi? Și am putea la Chișinău, că de la Vadul Vodă la Chișinău este microbus fiecare jumătate de oră. Apoi și socoteala. Eu grăit cu directorul de la băl, să-i dea voie că vine la sanatorie aici, la Vadul Vodă. Și zice că se ducă la Chișinău să facă dializă, știi? Și pe urmă vine înapoi aici, înțelegi? Și adă cu mine. Dar ei nu, acasă și s-au mânduit. Dar ți-am dat niște telefoane de la minister, telefon de încredere, n-ai sunat. Aia e două telefoane care le-ai dat amuia. Da, apoi eu spun că nu răspunde nimeni. Că te-ai închis. Dar pe avea 4 și o leacă. Și gata, au închis? Dar pe eu îți spun că aici e tot închis, tot. Și acolo tot închis, da? Tot, gata, s-o mântuit. Da, dar ne-au abisit până la 5. Cine, directoarea au zis că până la 5 testă, da. Să vă lăsați și-o plecat. Da, ne-au spus până la 5 că eu să-i dau rezultatul. Și eu că am venit... Dacă ai om în locul nevestei sau n-ai, da? Da. Și dacă n-ai om, te trimite acasă. Cam așa ceva ies. Și mă, ta ești da. În cărbior, nu poți să te duci acasă cu transport. Unii, doamne fere, cum poți să mă duc în cărbior? Mașină, deputat sau cine? Taxi, ceva? Ei, de cum? Eu de ce am nici nu grăiesc. Dacă ceva, fac o grevă, fac ceva. Dar de ce eu în cărbior n-am cum să mă duc? Eu n-am bani de ce care îți plătesc la taxi. Protest, nu te lași cu una, cu două. Hă? Hai eu... de gând să faci protest. Ascultă, eu m-am pus pe tăiat că de-a bă crapat răbdare în mine. Bravo. Nu mai pot. Bun, dar foile astea de tratament ți le-a dat statul, zici că 3 ani ai așteptat? De la da, trei... Raional, cred. Da, 3 ani. Și ca 3 ani și ție... 3 ani și 4 luni încă am așteptat. Da. Și amul
iertă problemele. Am înțeles. Îmi pare rău, eu am înregistrat, publicăm acuș și încercăm să facem scandal. Mă ajut? Și pot. Ținem legătura. Ținem legătura. Ascult un lucru. Tu numărul telefonul știi pe meu? Eu nu prea aud că-i zgomot aici. Ce m-ai întrebat? Numărul de telefon a meu, îl știi? Chiar dacă îl știu, de aici, din România, nu pot să sun, că eu acum sunt în piața Constituției. Eu înțeleg, dar vezi că știi cum e socoteala. Aici e unii șed eu sus. Dacă a întrebat prieta să le dau telefonul tale sau cum? Ascultă, unii șed eu sus, eu șed la doi etaj. Nu prin internetul, numai aici jos la primul etaj. Am înțeles. Da, și eu nu toată vremea e cu mine, înțelegi? Da, eu numai știi când. Numai este un premier, pot și vă, la ora două, că la două e masa, știi? Și termin toate procedurile. Am înțeles. Da. Și după ora două, poate de tot socoteala de făcut. Și azi e vineri seară, înțeleg, femeie ce au plecat și o să se întoarcă luni de-a mă, șefa. Ei dimineață ne-a spus așa. O zic că eu n-aș vin sâmbătă pentru tine. Și o zic că să-i spui rezultatul numai decât până la 5. Am înțeles. O zic că eu n-aș vin sâmbătă pentru tine. Ca bătă eu să... Știi, unul de ceala, știi, zvârlit, știi? Da, cam obraznic. Dar cum o cheamă pe șefa ce? Cum o cheamă? E că... Nu pot să spun. Nu știu, putem să căutăm și pe internet să aflăm cine da, e. Da. Datorul de la Vadul lui Vodă. Da. Pe internet este. Da. Și da. Mulțumesc, bă, îmi pare rău pentru ce se întâmplă. Sper să intervină autoritățile și să facă ordine, să-ți apere drepturi. Da. Eu mâine de după masă, după oară, două, te sun și văd și... Și îmi spui ce s-a mai schimbat. Ne-am înțeles. Și ce s-a mai schimbat. Bun. Bun? Hai, numai bine. La revedere. La revedere. Noapte bună.